Ambasadoarea Israelului intervine în scandalul dintre Iohannis și guvern. Îmi pare rău ce acest clivaj s-a întâmplat din cauza noastră. Ambasadoarea Israelului la București, sublinierea Tamar Samaș, declară, într-un interviu acordat Ager Press, ce Carasa regret ce s-a creat un clivaj între executivul sublinierei presubliniere din CIA din România pe tema discuțiilor referitoare la mutarea ambasadei române de la Tel Aviv la Ierusalim, dar sper ce lucrurile se vor lini, subliniere T. Declarația lui Tamar Samaș vine în contextul în care, de miercuri, premierul Viorica Dăncil se află în vizit oficial în Israel. Ea face referire sublinierei la invitația de a merge în Israel, făcut de prim-ministrul Benjamin Netanyahu către presubliniere din Telecamerei Deputaților, Liviu Dragnea. Îmi pare foarte rău, pentru ce este vorba de o problemă legată de politica internă a României, sublinierei intenția noastră nu a fost ca acest subiect să creeze atâta tulburare. Ne-a subliniere teme ca lucrurile să se calmeze. Repet, avem relații foarte bune între România, subliniere Israel, celebrăm 70 de ani de relații diplomatice, mere. Timp de 70 de ani au existat relații bune între România, subliniere Israel. Nu a contat cine a fost în guvern, mereu am avut relații bune. Îmi pare rău ce acest clivaj între presubliniere dinte sublinierei guvern s-a întâmplat din cauza noastră. Îmi pare rău sublinierei, sper ce se vor lini sublinierei lucrurile, spune ambasadoarea Israelului.